Oamenii știau că liftul are probleme, dar nu s-au gândit că ar putea lua foc. Cineva a sunat într-un târziu la 112 și mai multe echipaje de la pompieri cu auto speciale cu apă și spumă, dar și cu o autoscară au ajuns la blocul din cartierul Tudor Vladimirescu. Pentru că era un spațiu închis, focul nu a avut cum să se extindă și s-a stins singur. Au ars însă mocnit cablurile cu protecții din plastic și cauciuc. Pompierii au deschis o anchetă, locatarii spun că liftul nu a fost reparat serios niciodată în cei 40 de ani de când există blocul și de aceea nu-l vor mai folosi până când cablurile nu vor fi înlocuite.